Bun găsit la un nou vlog! După ce am stat ceva timp prin Gara de Nord, urmărind diverse manevre feroviare, în așteptarea unui prieten care a ajuns în București, m-am dus să-l duc la locul lui de cazare. Apoi m-am plimbat un pic prin București la zi de sărbătoare, dar prin locurile pe unde merge toată lumea de 1 decembrie nu avea rost să merg, așa încât am ales să merg random pe Calea Victoriei. Multe locuri lăsate în paragină, fraților, pe aici, prin București ăsta. O grămadă. Uitați-vă ce e aici. Deci nu știu ce a fost locul ăsta aici. Efectiv, habar nu am. O mare gaură, un mare hăup aici. Ne îndreptăm către casa Nița Biciclista, un loc despre care am auzit că e foarte frumos decorat acum de sărbători. E plin de lume aici care vine să facă poze cu acest loc. Uitați-vă, frate, câți oameni sunt aici care au venit să vadă casa lui Nița Biciclista. La biserica nu-i nimeni. Mamița biciclista e spectacol. Hai să traversăm și noi. Creatorii fațadei de Crăciun din acest an sunt cei mai buni floriști și designeri din Europa, sub coordonarea lui Mantas Petruschevicius, un artist floral și designer de evenimente recunoscut în toată lumea pentru talentul ieșit din comun și pasiunea pentru crearea unor concepte de decor unice ce stau sub semnul armoniei și eleganței. Pentru decorarea acestei fațade s-au folosit 11 lămpi speciale de 2,5 metri înălțime, aproape 50 de acadele bastonaș gigant de peste 2 metri înălțime fiecare, peste 200 de metri de ghirlande de brad, peste 2000 de metri de ghirlande de lumină LED și 6 brazi de 4 metri înălțime. Dar cine este, până la urmă, Nița Biciclista? Maria Mihăescu, cunoscută și sub numele de Nița Biciclista sau Nița Cotroceanca, născută în Prahova în 1885 și decedată în 1968, a fost o figură faimoasă în perioada interbelică din România. Era cunoscută în special datorită plimbărilor sale cu bicicleta pe străzile Bucureștiului, renumele ei crescând chiar în 1898, când ziaristul George Ranetti, îndrăgostit de ea, a remarcat-o în timpul unei astfel de plimbări pe Calea Victoriei.
Mița a devenit cunoscută ca prima femeie din România care a călătorit cu bicicleta și a fost suspectată că ar fi avut relații amoroase cu o serie de personalități ale vremii, printre care regele Ferdinand, care i-a oferit o casă în Piața Amzei, numită astăzi Casa Mița Biciclista, Octavian Goga, Nicolae Grigorescu și chiar regele Manuel al Portugaliei. Cu toate că acesta din urmă i-a făcut o propunere de căsătorie, Maria a refuzat din dragoste pentru doctorul Nicolae Minovici, fondatorul Societății Salvarea. Ulterior, în anii 40, s-a căsătorit cu generalul Alexandru Dumitrescu. Porecla aceasta de Mița Cotroceancă a fost atribuită datorită presupuselor sale legături cu regele Ferdinand și din cauza zvonurilor de la curtea regală din Cotroceni.